Peste 180 de refugiați au zburat astăzi spre Istanbul cu o cursă charter care a decolat de pe aeroportul internațional Chișinău. Un alt avion cu 180 de pasageri la bord și a luat zborul spre Frankfurt. Majoritatea pleacă la rude și spun că își doresc să revină acasă cât mai curând. În căutarea unei vieți mai bune la începutul anilor 90, Atanasie și Ecaterina Popa au plecat din Moldova în Ucraina. În Vinița și-au pus pe roate o afacere cu albini. Odată cu începerea războiului, au hotărât să plece la copiii stabiliți cu traiul în Europa. Niciodată n-am avut probleme, că noi suntem de altă națiune. Vorbeam limba ucraineană așa cum puteam. Am venit aici în 2000, în regiunea Vinița, în satul Comarova, și aveam prisac în alt sat vecin. Și am locuit în ultimii ani acolo, unde era prisac, aproape de Lipoveț și aproape de aeroportul care, când noi am plecat, a fost bombardat. Ne ducem până în Germania, de acolo ficiorul ne va întâlni și mergem la Belgia. E posibil mai apoi la fiică, în Irlanda. În timp ce unii spun că se duc la rude, alții nu și-au făcut planuri. Pleacă doar cât mai departe de război. Plec la München, acolo sunt așteptată de mătușă și de cei doi verișori ai mei. Din păcate, mama a rămas în Ucraina. Sper ca în câteva săptămâni să mă întorc acasă. Nu știu ce voi face acolo. Nimeni nu ne așteaptă. Devenise imposibil să mai rămânem în țara natală, să ne ascundem în subsoluri și să ne trezim din cauza sirenelor. Potrivit autorității aeronautice, civile în următoarele două zile vor mai fi organizate alte 4 curse charter. Până la moment au fost înregistrați peste 1800 de solicitanți. Destinațiile cele mai solicitate sunt Turcia și Germania. De asemenea, în baza concursului au fost selectate următoarele destinații. Încă câte o cursă spre Istanbul, spre Frankfurt, de asemenea o cursă spre Barcelona și una spre Varșovia. Spațiul aerian al Republicii Moldova rămâne închis până în data de 24 aprilie.